Viața la bordul unui submarin este nasoală. Acestea sunt de obicei foarte mici și înghesuite, miros oribil și poți petrece săptămâni sau chiar luni la bordul lor fără să vezi soarele. Submarinele pot duce claustrofobia la extrem și singurul lucru care este mai rău decât să trăiești pe un submarin este să te scufunzi pe fundul oceanului într-unul defect. Haideți să ne întoarcem în perioada celui de-al doilea război mondial și să mergem în zona Mediteranei. Marina britanică se lupta cu marina italiană pentru controlul mării, dar de cele mai multe ori apele limpezi erau o capcană mortală pentru submarinele aflate de ambele părți. Unele erau bombardate din aer, altele atacate de nave cu încărcături de adâncime, iar altele pur și simplu intrau în mine. Existau foarte multe pericole în jurul acestei slujbe și ca rezultat, 2 din 5 submarine britanice care intrau în Mediterană pe timpul războiului se scufundau. De cele mai multe ori, atunci când un submarin se scufundă, devine și un sicriu uriaș de fier pentru tot echipajul destul de ghinionist să se afle la bord. Pe tot parcursul războiului, Marina Britanică a pierdut 79 de submarine și din toate acestea au existat doar 4 evadări cu succes, ceea ce înseamnă că dacă te scufundai într-un submarin, șansele să scapi din el erau de doar 5%. Din cele 4, cea mai fantastică este cea mai puțin cunoscută, a submarinului HMS Perseus și a singurului supraviețuitor de la bord. HMS Perseus era un submarin alocat Alexandriei în Egiptul Britanic. Obiectivul principal era acela de a transporta provizii sub acoperire înspre insula Malta, care era asediată, un avanpost britanic strategic aflat în centrul Mediteranei. Pe 26 noiembrie 1941, submarinul a plecat din Malta înspre Alexandria pentru a lua mai multe provizii, având misiunea secundară de a patrula apele sudice ale Mării Egee în jurul insulelor Greciei. Din nefericire, la ora 10 p.m. în noaptea zilei de 6 decembrie, Perseus s-a lovit de o mină italiană în apropierea coastei insulei Cefalonia și a început să se scufunde. La bord erau 61 de oameni, 59 erau membri ai echipajului și 2 pasageri. Unul dintre acești pasageri era un om numit John Capes, care în mod miraculos va deveni singurul supraviețuitor de la bordul lui Perseus. După ce submarinul s-a lovit de mină, John s-a trezit în pat de către o explozie care l-a aruncat în cealaltă parte a compartimentului. Toate luminile s-au stins. Submarinul s-a întors și s-a avântat înspre adâncurile întunecate ale Mării Reci, înainte de a se lovi de fundul apei la 51 de metri sub nivelul mării. John și-a dat seama că putea să se ridice în picioare în întuneric și după ce a scotocit împrejur, a găsit o lanternă. Prin întuneric, aer murdar și un nivel de apă care creștea în continuu, John a reușit să ajungă la camera motoarelor după ce a trecut pe lângă corpurile sfârtecate a cel puțin 12 oameni. Acesta era sfârșitul drumului, deoarece camera de pe partea cealaltă a ușii era plină de apă. A început să caute alți supraviețuitori și a găsit 3 alți oameni pe care i-a condus în camera motoarelor. Apoi a urcat înspre camera de scăpare și trapa de deasupra, unde au descoperit costume de salvare. Din păcate, aceste costume erau testate doar pentru o adâncime de 30 de metri sub apă și aveau oxigen doar pentru a parcurge această distanță. Indicatoarele de la bord le spuneau că se află la 82 de metri sub apă, dar fără să știe, indicatoarele erau stricate, iar ei se aflau de fapt la doar 51 de metri sub apă. Chiar și așa, asta însemna că toți trebuiau să înoate acei 21 de metri fără oxigen. Ei însă credeau că trebuie să înoate 51 de metri fără el. Nimeni în istorie nu a reușit acest lucru până atunci, așa că știau că ar fi trebuit să doboare recordul mondial pentru cea mai mare distanță parcursă fără oxigen. Timpul și oxigenul din interiorul submarinului se scurgeau, așa că nu aveau altă soluție. John a luat o ultimă gură dintr-o sticlă de rom, a inundat compartimentul de salvare și cu mare dificultate a eliberat șuruburile avariate de la trapa de salvare, împingându-i pe cei 3 parteneri înainte să se aventureze și el. Exista însă o altă mare problemă cu care cei 4 știau că trebuie să se confrunte. Parcurgerea rapidă a acestei distanțe de la o adâncime de 10 de metri ar însemna o schimbare dramatică în presiunea corporală.
Acest lucru ar cauza the bends, o stare în care gazele din interiorul corpului încep să fiarbă, cauzând dureri mari, paralizie și chiar moarte în unele cazuri extreme. Alegerea era între riscul de a muri din cauza acestei condiții sau moartea garantată prin NEC în interiorul submarinului. Toți cei patru oameni au ales să își încerce norocul. Dintr-o dată, John a apărut la suprafață într-o noapte rece de decembrie. Suferea sever de simptomele pe care le-am pomenit mai devreme, iar durerea pe care o experimenta la nivelul plămânilor era uriașă. Totuși, chinul era departe de a se fi terminat. Nici unul dintre cei trei oameni nu au ajuns la suprafață, așa că era singur. A observat departe niște dealuri albe pe insula Cefalonia și a început să înoate disperat înspre ele. Țărmul se afla la o distanță de 8 km, dar cumva John a reușit să parcurgă această distanță, fiind găsit inconștient pe o plajă de câțiva pescari greci locali. La momentul respectiv, insula era ocupată de armata italiană, deci a trebuit să se ascundă și să stea în casa salvatorilor săi pentru următoarele 18 luni. John trecea din casă în casă în timp ce încerca să nu fie prins de italieni. În tot acest timp a pierdut 31 de kilograme și și-a vopsit părul negru pentru a se amesteca printre localnici. După 18 luni, în mai 1943, după ce a devenit singurul supraviețuitor al tragediei și un refugiat naufragiat, Marina Regală a organizat o operațiune de salvare. Acesta a fost sustras din Cefalonia la bordul unui vas de pescar și dus în Smirna, Turcia, care era neutră. De acolo și-a finalizat călătoria la Alexandria 18 luni mai târziu decât anticipa. Pentru eroismul său, John a fost premiat cu medalia Imperiului Britanic. În ciuda acestor lucruri, majoritatea oamenilor se îndoiau că povestea lui era adevărată. Numele lui John nu apărea pe lista echipajului Perseus atunci când a plecat din Malta, iar comandanților submarinului le-a fost ordonat să blocheze trapele de scăpare prin exterior pentru a evita un atac la adâncime. Nu existau martori care să ateste povestea. În plus, avea reputația de a fi un povestitor bun, iar relatarea lui se schimba pe parcursul anilor. Faptul că susținea evadarea de la o adâncime de 81 de metri făcea povestea și mai greu de crezut. John Capes era considerat un mincinos și un impostor atunci când a murit în 1985. Abia la 12 ani după moartea lui, în 1997, povestea supraviețuirii lui ar fi putut fi verificată și demonstrată. Epava submarinului HMS Perseus a fost descoperită pe fundul Mediteranei în apropierea coastei Cefaloniei. După o serie de scufundări, cercetătorii au descoperit compartimentul lui John și trapa de scăpare descrisă exact cum a descris-o el și chiar sticla de rom din care a luat ultima înghițitură înainte de a pleca în aventura vieții lui. Adâncimea a fost confirmată la 51 de metri, iar indicatoarele arătau 81 și erau defecte. Epava Perseus a fost găsită exact așa cum a descris-o John, ceea ce l-a reabilitat pe acesta și povestea lui. Este tragic că nu a trăit destul pentru a primi recunoașterea pe care o merita. Descoperirea epavei din anii 90 le-a oferit istoricilor toate informațiile de care au avut nevoie pentru a verifica povestea lui John Capes. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!